Tragedie într-o familie din Turda. Un bărbat de 35 de ani s-a electrocutat în propria gospodărie. Nefericitul eveniment s-a produs în după-amiaza zilei de 12 septembrie pe strada Viilor din Turda. Vecinii spun că au auzit cum bărbatul lucra în curte cu o bormașină. Dintr-o dată, spun ei, au auzit țipete din curtea bărbatului și l-au văzut apoi căzut la pământ fără suflare. Echipajele de prim ajutor sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru bărbat. Manevrele de resuscitare nu au dat niciun rezultat. Am auzit că s-au orientat pistolul de lăurit aici, am pietru, pe jurul. Îmi pare foarte rău după el. A fost un băiat extraordinar. Cât avea? Avea 40, Vicky? Am așa, are... și cu doi copii. Și doi copii. 7 ani are Mădălin și ăsta Adelin. Un an jumătate. Un an și ceva, Adelin. Nu avea niciun atelier. La ce lucra acolo, nu pot să-mi dau seama. Vecinii spun că bormașina cu care lucra bărbatul este una destul de veche și din cauza uzurii în timp este posibil să se fi produs un scurt circuit. Bărbatul avea doi copii care din păcate au rămas acum orfani. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Turda pentru efectuarea necropsiei. Ancheta continuă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care bărbatul și-a pierdut viața. Teatrul Municipal Turda anunță deschiderea oficială a stagiunii teatrale 2012-2013 cu două noi premiere adresate publicului turdean. Astfel, miercuri 26 septembrie, începând cu ora 19, este programată ieșirea la rampa comediei Partida, adaptare scenică și regie artistică Laszlo Vodas, după un text semnat de celebrul dramaturg american Neil Simon, scenografia Albert Alpar. În distribuție vor evolua actorii Romul Moruțan, Cătălin Mare, Irina Melnic, Răzvan Popa, Vasile Popescu. Vodas Laszlo este cunoscut publicului prin spectacolele montate de-a lungul anilor în teatre ca Teatrul Național Cluj-Napoca, Teatrul Anton Pan Râmnicu-Vâlcea, Teatrul de Stat Oradea, etc. Anul acesta a primit premiul întâi pentru cel mai bun spectacol la Festivalul de Teatru din Podujevo, Kosovo. Pentru cei mici și nu numai, vineri 28 septembrie la ora 10, Teatrul Municipal a pregătit o nouă surpriză. Este vorba de premiera spectacolului muzical bazat pe cunoscutul bazm al fraților Grimm, Hansel și Gretel. Regia este semnată de Rudolf Herze, iar în distribuția acestei povești colorate și surprinzătoare, spectatorii vor putea reîntâlni pe actorii Nina Antonov, Renta Fabian, Cristian Iorga, Vasile Popescu, Camelia Varga, Ginuc Crișan, Mihaela Catrinei, Ilinca Mateescu. În data de 7 octombrie 2012 vor avea loc alegerile privind constituirea Camerei Agricole Județene. Alegerile se organizează în conformitate cu prevederile legii numărul 283 din 2010 republicată privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură și dezvoltare rurală. La nivelul municipiului Turda, secția de votare se va organiza în incinta Casei Municipale de Cultură Turda, strada Avramian cu numărul 12. Conform prevederilor articolului 9 din legea numărul 283 din 2010, dreptul de vot și dreptul de a fi ales sunt garantate. La alineatul al doilea al aceluiași articol se menționează că dreptul de vot este conferit în mod egal, fără privilegii sau discriminări, oricărui cetățean român, ori cetățean străin al unui stat membru al Uniunii Europene, pene care este rezident în România, desfășoară activități cu profil agricol sau asimilat, este agricultor, silvicultor, piscicultor, ori crescător de animale și se regăsește în baza de date a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a ocoalelor silvice private sau ale Agențiilor Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și este membru de drept al Camerei Agricole Județene. În cazul în care alegătorul este reprezentant al unei structuri economice, va prezenta o împuternicire eliberată de aceasta. Mai departe se precizează că fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Dreptul de vot se exercită numai în baza actului de identitate valabil și numai în localitatea arondată secției de votare în care alegătorul își desfășoară activitatea specifică. Listele electorale comunicate de către APIA Cluj pot fi consultate la sediul primăriei municipiului Turda, camera numărul 7.